Salutări, salutări dragilor! Ca doua provocare pe care au magazinele este că vin oameni E foarte ușor să aduci oameni pe site, asta cred că ați rezolvat-o și voi până acum, dar mulți pleacă cu mânuța goală. Și de ce asta o problemă și ce putem să facem? O să vedeți, sunt două mari direcții în care, în care, putem, putem merge și aici vă rog să fiți atenți, cred că e cea mai importantă parte din toată prezentarea. De ce e optimizarea ratei de conversie și valoarea media unui coș atât de importantă? De ce insistăm pe ea? Și am aici câteva exemple. Primul, un client cred că era și magazin cu, cu haine. Nu, am crescut frumos la început, primele luni, primele 4-5 5 tot am crescut, am aplicat practic ceva ce v-am zis până, până, acum, dar la un moment dat am început să am atins un plafon. Efectiv, orice făceam, pur și simplu nu mai reușeam să trecem de, de plafonul la de vânzări și să, să, menținem și o anumită rentabilitate. Aveam un target de undeva un ROAS 6,5. Dacă băgam mult prea mare buget, ne, ne, scădea ROAS. Și iarăși scărpinat, ce Dumnezeu să, să facem? Și atunci am început să și iarăși aici insight-ul a venit din growth în conceptul care stă la baza, la baza agenției și am zis, hai să vedem ce Dumnezeu mai putem face. Că, uite, aici, pare că facem bine la campaniile astea, dar nu, nu cred că am uitat noi să facem reclame de, de, nu mai, de numai merge. Și am început să mă mai uși în alte lucruri și practic l-am am uitat în Google Analytics și am văzut că rata de conversie era 1%. Ce însemna asta? Că din 100 de oameni doar unul cumpărau. Și țineți minte asta, puteți să vă numitați, dacă rata voastră de conversie nu e de cel puțin 1,8% ideal 2 rata media site-ului nu veți face, va fi foarte foarte greu să faceți cu adevărat profit. Dacă nu aveți un adaus nesimțit sau niște tactici super bune de atragere clienți, de a umple magazinul da, de, de, de vizitatori, vă va fi foarte greu să faceți profit. Și am văzut aici că acest site-ul avea 1% și după a vă dați seama că am zis, ok, de ce e 1%? Păi intru pe site și asta se întâmpla undeva în toamnă, cred că anul trecut, undeva în octombrie, noiembrie. Când intru pe site în noiembrie, ce credeți că văd eu pe, pe prima pagină, banner? Nou! colecția de primăvară, în noiembrie. După aia când am mai dat scroll, erau niște, niște categorii recomandate și ale erau din sezoanele an, 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 anterioare, îți vă dați seama, poate, nu știu, ajungea într o anumită, cred că aveam și campanii care trimiteau spre prima pagină sau așa, de multe ori intrăm pe un produs din Google, din Facebook, după aia zici, hai să, să navighezi site, te duci după aia vezi primăvară, dar nu reușești să, să ajungi la hainele de sezon, păi te-ai dus că n-ai răbdare. Long story short, ce am făcut? Am actualizat acele bannere, după aia mi-am dat seama că erau și destul de... Am mai pus niște filtre la produse, la categorii, să pot să cauză în funcție de mai multe criterii. Fără să atingem vreo campanie pe Facebook, ne-au crescut cu... Nu s-a dublat, dar undeva 60-70% roasul. Dar de la... 5, 5 și ceva cât eram atunci, am ajuns undeva pe la 8, 9 mediu fără să atingem campaniile pe Facebook. De aia vă zic să fiți atenți la acest punct, că e cel mai important. Un alt moment, fanii legat de acest proiect, iar am făcut asta, a mers bine, o media era pe la vreo 200.000 de euro pe lună. Acum vreo două luni sau ceva de genul, încep să ia vânzările în jos. Da, iarăși, practic, într-o zi s-au prăbușit destul de mult, tin să stea așa, așa mult. Și, na, iarăși încearcă colegul responsabil de proiect, tot felul de campanii, alte targetări, alte ceva. Și țineți minte tiparele astea, da? unde ne ducem și unde sunt problemele. Și am dat, bă, da, nimic și iarăși îmi zic în, weekend, așa că na, ce să -și faci, am ce să-și faci, v-am spus că e important faptul că sunt pasionat de marketing. Bă, da, n-am uitat noi să facem reclame, să facem campanii în două săptămâni ce Dumnezeu s-a întâmplat? Și intru pe site, chiar în întâmplare a făcut pe mobil, zic, Bă, să vedem, poate sunt probleme cu site-ul, ceva, dă erori, sau n-ai baștie, sau nu, nu măsoară bine, nu are cum să meargă atât de arăt. Și ce ar trebui să facă fiecare dintre noi din când în când? Intru pe site-ul clientului să dau să... Am intrat pe desktop și dau mă pe site, văd că acum erau actualizate categorii, bannere, tot, site-ul funcționa perfect, îl bag instrument de verificare a vitezei, iar merge perfect, adaug în coș produs, ajung la ce... Bă, arată bine. Nu erau nici câmpuri extra. Și nu știu cum așa mi-a venit să, să intru și pe mobil. Nu mai știu de ce. Chiar cred că voiam să vă poate nu se vede bine ceva pe mobil. Și fac același lucru, cu intru produs, se vedea pagina site-ul bine și le adaug în coș. Și când dau să merg la finalizare, ce se întâmplă? Când ajung la finalizare, în loc să încep să completez datele de facturare, de livrare, îmi apare creează-ți cont, așa un buton mare, creează-ți cont sau creează cont cu Facebook, cu Google. Și what the fuck? Și după aia, practic, dau acolo și a trebuit să dau vreo 3 scrolluri până când să-mi ajungă secțiunea să completez câmpurile. Ce s-a întâmplat? A fost o idee, clientul a implementat și opțiunea de a-ți face ce de, a, de a face cont cu, cu, Facebook și cu Google. Ideea e super ok, vrem să facem mai ușoară viața clienților, însă soluția tehnică, modulul care au făcut aia, ar beuga pe mobil sau pe desktop nu te deranja, era un buton mic. Dar pe mobil îți lua tot ecranul și zicea să faci cont. Ce facem noi când intri, intri pe site, pentru prima oară pe site-ul unui magazin online, vrei să cumperi prima oară și zice fă cont. Ești, hei, Fuck off, da? Și de-aia puțini oameni uh, cumpărau. Ne-am dat seama de asta, am vorbit, au scos repede aia de pe mobil, Pf și a reveni roasul pe Facebook fără să atingem campaniile. Super important acest, acest tipar. De-aia de atât de mult în ultimul an, ultimele 12-16 luni, să zic 80% din acțiunile pe care le-am făcut și au dus la creșterea rentabilității campaniilor de reclame, da, de Facebook Ads, Google Ads, 80% din lucrurile pe care le-am făcut și au ajutat la îmbunățirea rezultatelor nu au avut nicio legătură cu platforma. Aproape toate au fost fie după, vorbim de ce se întâmplă pe site și, și imediat vă, vă dau câteva exemple ce puteți face, sau înainte, iar să lucrăm la ofertă, la, la, la produsele pe care le vindem, la ofertă, la preț, la ce mai adăugăm să facem atractive acele produse sau acele, poate faceți niște pachete, etc. Sau ce se întâmplă după aia pe site, după click, experiența pe site, viteza, cât de clar e cum te ajută acel produs. Și acum avem proiecte, vă dați seama că mai, mai apar provocări în 80% din cazuri, soluțiile vin de obicei ce se întâmplă după, după click. Dacă faceți ce v-am zis mai devreme, problema traficului ați rezolvat-o, dar aici apare blocajul. Și repet, dacă nu ajungeți la măcar 1,8% rata de conversie, va fi greu să fiți profitabil. Asta e minimul. Sunt și excepții, dacă aveți marjă mare sau poate mult trafic, este organic, aveți un blog, e normal, dar în general acela ar fi un, un punct bun de pornire. Dacă nici nu puteți să măsurați rata de conversie, aia e problema. Da? Și merge și setați, lucrați să vă setați conturile mai, mai bine. Și uitați, pentru că de, de ce insist atât de mult, de ce vă ba la cap? Știu că ce vă interesează sunt bănuții, dar indiferent că sunteți marketer sau antreprenori, că sunteți la început sau la final, știți că trebuie să generați vânzări și vânzări rentabile. Și uitați impactul negru pe alb al recomandării mele. Deci să luăm prima oară, dar avem așa niște cifre, am pus să fie ușor de calculat, repet, nu facem matematică în public și am pus da, aceste cifre, zicem cu un buget de 1000 de euro, ajungem la 100.000 de oameni. you cred că e, e, realist. Dacă avem, na, mă rog, după restul cifrelor, un la de click pe reclame, zicem că e o campanie de, de Facebook și avem un la de conversie, deci avem 10 clienți. Dacă fiecare cumpără de 100 de euro, avem vânzări de 1000 de euro. Nu-i prea grozav, din păcate e o realitate pentru mulți dintre noi, indiferent că facem noi, indiferent că lucrăm cu agenții, cât băgăm cam atât scoatem uneori și mai puțin. Dar hai să vedem ce se întâmplă dacă începem să ne concentrăm un pic pe, să zicem, prima oară pe rata de conversie. Da, și faceți ce, ce vă zic imediat, dar așa e pur Simplu, să vedem ce am putea face să fie un pic mai prietenos site-ul dar să fie mai clar pentru oameni și mai ușor să meargă mai departe și să, și să cumpere, să zicem că îl da, face să încarce mai repede, mai adăugați niște filtre, mai organizați, structurați un pic prima pagină mai bine sau pagina de categorii. Și acum am crescut rata de conversie de la 1 la 2%, practic ne-am dublat rezultatele. Să vedeți, 2000 de euro avem vânzări cu același buget. Dacă mai mergem un pic mai departe și aici deja cumpără mai mulți oameni. Și dacă acești oameni cumpără de mai mult, deci valoarea unei comenzi mai mare, și am crescut de la 100 de euro la 120. Dacă trecem de la 100 de euro valoarea media unei comenzi sau 100 de lei la 120, pac, avem, se mai adaugă încă 400 de euro sau de lei la, la, vânzările noastre și rezultatul final e cu același buget, avem rezultate de 2,4 ori mai mari. De ați văzut, vi-am dat de să nu mai făcut mențiuni sau dubla sau tripla vânzările. Și, și, poate a zis, bă, ăsta e plin de bullshit că e super greu să se dublezi, să triplezi vânzările. Într-adevăr, dacă te concentrezi pe, a, pe partea asta de atragere, pe a ce de trei ori mai mulți oameni, va fi fanaibii de greu, pentru că trebuie să și mărești bugetul de, cele mai multe ori mai mult decât de 3x, ca să aduci de trei ori mai mulți oameni. Dacă e bugetul mai mare, va fi mai greu platformei sau va fi mai greu în general să aduce oameni la aceleași costuri da? și atunci triplezi bugetul, ai doar 280 2,8x trafic sau 2 ori sau uneori și mai puțin că se duce tot un cap. De acolo vin, de acolo vin rezultatele de genul pentru că ne-am concentrat pe această a doua latură a scalării și anume umplerea coșurilor. Da? Creșterea ratei de conversie, creșterea valorii media unei comenzi. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să vă puneți, da pe bune, în papucii clientului și să vedeți, vă, v-ar veni să dați click pe reclama voastră. Primul pas, da, creștem rata de click. Dar după aia și mai important, când ajungeți pe site, are sens? Reclama pe care am văzut-o se potrivește cu pagina pe care am atrezat. Foarte des am analizat campanii, era reclamă la un produs specific, că zicem un buchet de flori, un, un anumit pantof, de click te ducea pe homepage sau poate pe o categorie. Na, găsește produsele astea și acolo să nu mai meargă filtrele bine sau pe homepage să fie bannere cu eu știu ce chestii catchy, așa că am, am auzit noi în alt webinar că trebuie să fim catchy, copywriting-ul trebuie să fie catchy, nu? Da, și puneți-vă în papucii lui. Sau după aceea, da, când citești descrierea produsului, înțelegi de ce mă, s-ar trebui să dai suma aceea pe, pe acel produs? Sau doar ai pus două rânduri și și ai plecat mai departe, practic ai pe cineva care îți încarcă produsele și, și aia e. e. Aici o discuție mai mare, copywriting-ul și importanța lui. Cu cât sunt produsele mai scumpe, cu atât e mai important copywriting-ul. Dacă vindeți zahăr, da, chestii de astea de larg consum, sper comunei e mai puțin important copywriting-ul. Da? Dar cu cât e mai scump, produsul e mai important, dar în general imaginile sunt super importante. Și iarăși vrei să vinzi un telefon de ăsta sau vrei să vinzi cămașa asta, pui o poză pe fundal alb și aia e. Problema asta mai ales la haine sau la produse portabile. De exemplu, un alt lucru pe care l-am făcut pentru un, un, fost client, un magazin de bișterii personalizate, iar așa am lucrat la poze. Și în general, recomandarea mea la imagini este să puneți să fie variate și cu produsul pe fundal alb sau 360 de grade sau 3D, dar și cu produsul în acțiune. Dar noi, din testele noastre s au fost proiecte unde poza produsul pe fundal alb a mers mai bine, alte ori când era în acțiune, când era portat, când era pe model. Ai, trebuie să încercați și să, să, vedeți la voi, depinde și de resursele voastre, dacă puteți și, și eu zic că e mai bine. Pentru că sunt oameni care se uită la lucruri diferite. Alții, cum ar fi prietena mea, poate să-și imagineze mai bine, arăți un lucru, ea deja și îl vizualizează. Eu nu, trebuie să-mi zici, nu nu știu, roz, somon. A, știi, acolo m-am blocat, da. Și zic că merge cu nu știu ce, mai știu, altă culoare, burgund sau vișiniu. des nu fac diferența, tot încurc vișiniu cu violet, dar cred că acum fac diferență. Mă rog, clienții sunt diferiți, da. Pe site-ul vostru intru și eu, intră și prietena mea, mentalul nostru este, uh, este diferit. Deci, practic, sunt, sunt două mari lucruri pe care le puteți face. O dată, și, și, și cam asta porni, și puneți-vă întrebările pentru voi. De-aia, nici n-am dat mai multe detalii aici, eu vă mai povestesc de niște niște lucruri, vă mai dau niște exemple, dar importante. Sunt astea două ca să puteți să le adaptați pentru voi Pentru că fiecare afacere este unică, are, are specificitățile ei Și de a n-aș vrea să vin eu cinci tactici pe care să le aplicați Pentru că poate unele merg, unele nu la voi Și poate porniți cu aia care nu merge Și după aia veniți și mă înjurați și ne lăsați un, un review negativ Și atunci hai să vă las cu aceste lucruri mai high level, cu aceste principii Dați și voi 15 minute pe afacerea voastră și vedeți cum puteți face